Români, țara a pierdut pe regele Mihai I. Timp de peste 9 decenii, el a închinat României toate puterile, cu devotament și răbdare. Am pierdut, ca voi toți, un părinte. O pierdere personală și o pierdere pentru întreaga națiune. În aceste clipe grele, suntem uniți în suferința noastră. Cu infinită iubire și principii puternice, regele Mihai a scris în cartea neamului cea mai valoroasă pagină din istoria contemporană. Bunătatea și iertarea sa au învins toate relele secolului trecut. Înțelepciunea lui a asigurat continuitate identității noastre în momente de gravă abatere de la mersul firesc al țării. Regele nostru a fost o parte din fibra statului român. Prin întreaga sa viață, tatăl meu a continuat legătura familiei regale cu națiunea română. Pentru ziua noastră de mâine, el ne-a dăruit ziua lui de astăzi. Începe un nou timp pentru Casa Regală a României. Cu aceleași principii și sentimente ca ale tatălui meu, voi continua să servesc interesele fundamentale ale poporului român. Așa să ne ajute Dumnezeu!